Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Panica creată de virusul gripal COVID-19 este mai mare decât mă așteptam. Eu am înțeles când au anulat târgul de telefoane mobile de la Barcelona pentru că foarte mulți expozanți veneau din China. Iar la Barcelona erau așteptați 100.000 de vizitatori care să se plimbe de la un stand la altul. Deci mare aglomerație. În schimb, nu înțeleg exact de ce Facebook anulează conferința anuală a dezvoltatorilor F8. Cei de la Facebook spun că au anulat această conferință din cauza temerilor epidemiei de coronavirus. În schimb, conferința se va desfășura într-un amfiteatru, unde erau adunați mai mulți oameni, dar atmosfera este controlată. Iar oamenii urmăresc vorbitorii de pe scenă, la fel ca și cum s-ar uita la un film, de exemplu. Facebook spune că a anulat această prezență a oamenilor la conferință, dar că în zilele conferințelor F8 va susține totuși prezentări prin live streaming despre noile dezvoltări ale rețelei sociale. Iar în același timp, Microsoft a anunțat că nu va participa la conferința dezvoltatorilor de jocuri ce va avea loc în același stil la San Francisco la începutul lunii martie. Și apar noi îmbunătățiri în serviciul de mail de la Gmail. Acesta va folosi tehnici de deep learning pentru a descoperi mesajele malițioase. Până acum erau doar filtre, care filtre, după cum știm, puteau fi ocolite și de către cei care trimit spam sau phishing pe mail. Acum Google va mai avea încă un filtru, de fapt încă un punct de verificare pentru aceste mesaje care le primesc utilizatorii. Google speră să îmbunătățească detecția atașamentelor infectate, sistemele AI sunt capabile de învățare și pot observa tipare și anomalii care scapă filtrelor statice de detecție. Se adaptează din mers pentru situațiile nou apărute. Acest lucru a fost implementat încă de la sfârșitul anului 2019, iar tehnologia Deep Learning a îmbunătățit deja cu aproximativ 10% detecția documentelor infectate și rata de detecție a crescut cu 150%. Dar acum procesul de învățare este continuu și, drept urmare, mail-ul va fi mult mai sigur. Iar hackerii au descoperit o vulnerabilitate într-un chip Wi-Fi de la Broadcom instalat în foarte multe dispozitive. Chipul este instalat pe telefoane, pe laptopuri și pe tot soiul de dispozitive care se conectează la internet prin wireless, iar estimarea numărului acestor dispozitive depășește cifra de 1 miliard. Modalitatea de a se folosi de această vulnerabilitate de către atacatori este puțin probabil într-un scenariu de zi cu zi, pentru că ea intervine doar atunci când dispozitivul mobil pierde temporar semnalul de la rețeaua wireless, iar atunci un hacker poate forța deconectarea de la acea rețea, iar datele care se vor transmite vor putea fi interceptate și decriptate. Și nu datele din telefon, ci doar ce se transmite prin wireless. S-a emis și un patch pentru rezolvarea acestei vulnerabilități, dar noi nu trebuie să ne temem, pentru că scenariul descris aici nu se întâmplă în mod obișnuit. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.